acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Vă invit să urmărim împreună meciul de la Voluntari dintre echipa gazdă, locul 14, echipa la care debutează astăzi ca antrenor Nicolae Dică, și Hermannstadt, formație care se află pe locul 7, la doar un punct de prima poziție de pe poziția 6-a, ocupată în acest moment de Șepși. Minge trimisă la adâncime pentru Balaure, centrare și ocazie mare, gol, gol scris de Paraschiv, un gol pe care Paraschiv îl aștepta din septembrie. Voluntar Hermannstadt 0-1. Ce acțiune bună izbutește aici Balaure. Aici însă Igor Armaș își demonstrează clar limitele. Cred că și Jesus Fernandez are partea lui de vină, deși e prins pe contrapie. Dă de unde vine mingea Paraschiv. 1-0. Atenție! Voluntarul a obținut doar 3 victorii acasă, dar 2 dintre ele au fost cu Rapid și Farul. Oh, minge recuperată excelent de Murcia. Pasă excelentă la Balaure, atenție la această fază, Balaure trimite peste bară, dar este lovit de Armaș, așa am văzut. Armaș pleacă imprudent în alunecare. Voluntarul în această repriză nu este rău executat. Balonul depășește pe Sotamino, a venit Cascini, dar poziția era complicată. Pentru Hermannstadt sunt tot mai multe ocazii de a contraataca periculos. Ce pasă bună, dă Balaure! Paraschiv ciupește mingea, dar... Cred că trebuia, sigur că este adrenalina, cred că trebuia să o oprească acolo, trecuse de Jesus Fernandez. Dar omul meciului până acum este Silviu Balaure. Rață, omul care n-a reușit să confirme la FCSB, dar asta nu este o rușine. Nu se dă faul, s-ar putea să revină, un 2 contra 1, Paraschiv! Sotamino, incredibil! După ce Jesus Fernandez a respins, de văzut dacă nu cumva a fost fault. Nu e nimic. Nu e nimic, vede foarte bine Sabol Școvaci. Iarăși recuperare. Balaure! Apărând poate Jesus Fernandez, care strigă la ai săi. Moment de blackout, așa cum a pățit Voluntarul și etapa trecută la Cluj cu CFR-ul, când după greșeala lui Carnat, care a aruncat prost de la margine, a luat 3 goluri în 3 minute. Foarte bună trecerea lui Bucuroiu pe lângă Ricardinho, iată-l pe Bucuroiu reușind să reziste. Bucuroiu, super acțiune, Paraschiv îl întoarce pe Armaș și salvează încoată Jesus Fernandez. Se resimte o plus, asta este super acțiunea lui Bucuroiu. Bună această acțiune, Doru Andrei. Medina, ce greșeală! Uluitor! Cere penalti Dumitru. Că n-a tăiat Florea pentru proteste galben. Nu mai calcă. Florea! 1-1! Incredibil! Voluntariul se salvează în extremis. Hermannstadt trebuia să câștige la pas meciul. Nu obține decât un egal. Se termină partida 1-1. Hermannstadt nu urcă pe poziție de play-off. Voluntariul face 26 de puncte, o egalează pe Poliaș. Se duce la 8 puncte de Botoșani și la 10 de Dinamo. Este un rezultat profund nedrept. Dar asta este fotbalul, când nu profiți de ocazii.
riști să fii pedepsit se întâmplă extrem de frecvent.